Intenția noastră este să ajungem cu istoria dansului până în prezent. Deja am demarat procesul de documentare pentru următorul episod, pentru al treilea. În primul rând, Daniela, care a fost punctul de start al proiectului? Ce a declanșat ideea? În primul rând, bună seara și bine ați venit la proiecția primului episod a seriei documentare Moșteniri Coreografice. Inițiativa a început undeva în anul 2018. Ideea era să fac un film documentar care să cuprindă cumva istoria dansului. Ulterior, când am început să cercetez mai mult, mi-am dat seama în ce m-am băgat și, da, practic am structurat pe generații de creatori români, pe mai multe episoade. Așa a luat naștere primul episod și după câteva tentative de atragere a finanțării, acest episod a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Am demarat, practic, procesul de documentare, care a fost unul extrem de dificil din prisma faptului că sunt puține surse de documentare și a trebuit să fac rost întâi de diverse cărți, articole, prin anticariate. Da, și ulterior am scris mai multor instituții de dans din toată țara pentru a-mi furniza arhive legate de cei patru coregrafi pe care i-ați putut urmări. Și apoi am scris celor de la Arhiva Națională de Filme pentru imagini, video, și la Arhiva Națională a României, de unde am luat foarte multe fotografii care să reflecte contextul istoric și politico-social, astfel încât să surprindem și esența perioadei în care acești coregrafi și-au desfășurat activitatea. Da, am observat că, de fapt, discursul despre demersul coregrafic este întrețesut cu discursul istoric, cercetarea istorică. Am remarcat un lucru și mi se pare important. Noi suntem tot timpul tentați să spunem vai ce în urmă suntem noi față de ceilalți. Vai, România e cu nu știu câți ani lumină în spatele Occidentului. Vai, vai. Și trăim așa într-o succesiune de vaiuri, dar urmărind, mi-am amintit un gând pe care l-am avut mai demult. Ai prezentat și perioada lui Ludovic al XIV-lea. Recomand tuturor care vor să vadă ce s-a întâmplat cu dansul românesc să ia așa un tabel sinoptic frumos, să vadă unde începe dansul, pentru că aici se vede foarte clar unde au început cei la care ne raportăm și ce viteză puternică au băgat anumite personalități despre care s-a vorbit aici și pe care i-ați văzut. Ce viteză au putut să bage încât să recupereze atât de mult. Indiferent că aveau origini românești sau nu, mi se pare extraordinar că Floria Capsali cu originile ei macedonene a fost probabil a pus piatra de temelie a ceea ce înseamnă recuperarea corporalității de tip românesc în dans, când România de-abia exista, concret, istoric. Aș vrea acum, dacă s-ar putea să le... Pe ecran au apărut diverse personalități care au vorbit, oameni care sunt în viață, oameni care au făcut lucruri minunate pentru dansul românesc, să ne vorbești puțin despre oamenii care ți-au transmis gândurile lor, care au avut colaborări concrete cu aceste, zic eu, mituri ale dansului românesc, ce ți-au dat, cum te-ai conectat cu ei și care a fost, da, și personal, pentru că cred că e o chestiune extrem de importantă să ne spui care a fost experiența ta personală atunci când te-ai întâlnit cu oamenii care
au lucrat cu acei oameni. Da, inițial m-am apucat să fac tot felul de distribuție ale spectacolelor și să încep să caut acele persoane care, din păcate, multe dintre ele nu mai erau în viață. Însă, așa cum ați văzut, am luat legătura cu doamna Liana Tuciaru și domnul Ioan Tuciaru, care, din păcate, ar fi trebuit să fie în această seară, însă, din cauza unor probleme de sănătate, nu au mai putut să fie aici împreună cu noi. Și apoi am contactat-o pe doamna Ileana Ilie. Dintr-una într-alta am reușit cumva să intru în legătură cu toți. S-au dorit a fi foarte deschiși și entuziaști față de această inițiativă. Da, am observat că un interviu era cu doamna Vava Ștepănescu, director al Centrului Național al Dansului, care a ajuns în punctul în care de a fi studenta domnului Mitiță Dumitrescu. Da, da. Adică domnul Dumitrescu a străbătut o istorie foarte lungă și face parte din categoria, o să divulgăm un pic mai încolo, nu foarte mai încolo, dar trebuie să remarcăm faptul că se spune așa. Sunt oameni care frecventează spectacole de dans și spun așa: păi stai mă, că ăsta n-a început cu pregătire în dans inițial. Dar am văzut cu siguranță, nu? Că domnul Mitiță Dumitrescu a făcut litere și filozofie întâi, după care dans. Dacă veniți și la proiecțiile următoare, veți vedea că mai sunt, nu o să divulg acum numele acelea, mai sunt și alți dansatori care au început din cu totul alt domeniu. Pentru că sunt domenii și bănuiesc că și dumneavoastră, în viețile dumneavoastră, ați avut un domeniu care v-a îmbogățit până la urmă altul decât cel pe care îl urmați, traseul dumneavoastră. Datorăm unor oameni care au pus niște baze, apropo de soba aceea din atelierul maestrului Romanovski. Mi-a vorbit și mie doamna Miriam Răducanu și e o sobă bine cunoscută în istoria dansului. Eu vreau să te mai întreb pe tine care a fost, pentru că mi se pare extraordinar de importantă remarca doamnei Tugearu, că numele doamnei Floria Capsali este dat liceului după un timp de la un moment când i s-a făcut o mare nedreptate istorică. Da? Cumva istoria a răscumpărat. Care a fost comunicat? Mie mi se pare că ceea ce ați făcut voi, tu și echipa ta, și o să te rog la final să menționezi oamenii cu care ai lucrat tu personal, pentru că sunt niște oameni în umbră care fac niște lucruri senzaționale de profi și de frumoase. Care a fost comunicarea cu liceul de coreografie? Pentru că mie acesta mi se pare în primul rând un demers pedagogic. Adică toți elevii ar trebui să aibă acces la această informație și să fie conștienți de acest demers. Ne-am avut un parteneriat cu liceul de coreografie Floria Capsali din București. Tot ce ați văzut au fost practic repetițiile, ore de repetiție de la Opera Națională, se pregăteau pentru o gală și ne-au ajutat cu filmarea, că practic aveam nevoie de aceste cadre de dans și am filmat la ore de dans contemporan, dans clasic, dans popular, astfel încât să... Ați filmat și la Opera Română? Da, da, și ei s-au devenit foarte deschiși. Am filmat câteva zile bune acolo. Și apoi, după ce am lansat filmul în 2019, am avut trei proiecții consecutive la liceul de coreografie, special organizate pentru elevi.